Este ora 22:12, totuși a început să plouă și m-am ascuns aici. Vedem deja dacă am să pot să mă culc. Bună dimineața tuturor! Astăzi, chiar dacă plouă, am să rămân aici. Mai târziu trebuie să mă întâlnesc cu ai mei. Aștept deja să mă sune, să văd unde merg. Nu prea-mi place să aștept, dar asta trebuie să fac. O aștept pe mama și pe sora mea care trebuie să vie să mă viziteze. Și afară că am frig, dacă eram să merg, la sigur mă încălzeam. Dar acum aștept. N-am ce face. Cred că kebabul merită așteptările. De cât timp stau și aștept, deja eram în orașul Pisa. Parcă vin chiar din Africa. Da. Ți-a fost dor? Nu. Nu m-a filmat. Dacă mă ies urât și tu mă pui pe internet. Eu te pun. Apoi gata. Am vrut să mănânc kebab, dar mi-a dat pe peste cu ciocolată. Ce ai spus? De ce? Mă atrezi filmie să te ții frumos. Nu e eroare. Eu sunt mulțumit. Am dat două croasane cu ciocolată și cred că pe astăzi ajunge. Nu, aș trăi mai târziu. Trebuie să-mi pui câte un kebab școala. Kebab școala, asta e foarte important. Cum mergem într-un hotel, că mi-au luat o cameră să mă spăl și să văd ce lucruri mi-au adus. Portbagajul mașinii este plin. Ciocolate, batonașe, spray pentru țânțari, haine de schimb, ieri un litru. Vedem, deja cred că jumate din alea să iei toate înapoi, dar sperăm măcar ceva folos să-mi adus. Folos? Tot e folos. Mă, că sunt ești, mi-a adus mii fruct uscat. Na. Acum să fac un room tour, să vedeți camera care mi-au luat un hotel. Am două paturi, televizor, oglinda, un dulap aici, micuț, pentru lucruri. Deja rucsacul meu, încălțămintea mea și aici baia. Este și apă. Și cel mai important lucru, am spus, nu mi-aduceți multe lucruri. Bine, nu-ți aducem mult. Haine, pentru că au văzut că e frig, mai mult haine. Din nou, batonașe, ciocolate, încă o pereche de încălțăminte, pentru țânțari, așa mai departe. Unde să le pun toate? La mine în rucsac. Și cred că cel mai important lucru care l-am primit azi, miere de albine. Mulțumesc foarte mult pentru această miere familiei Zbârciog.
Am ieșit din hotel și acum merg spre un restaurant unde m-a invitat a mea să mănânc și am înțeles că au numai pastă și orez, nimic carne. Așa că am să mănânc o pastă cu fructe de mare și o cola, la sigur, o cola am să o beau. Hai, eu am vrut kebab, dar voi și unde m-ați adus? La pastă. Care pastă? Am vrut kebab. Hai, lăsă trei să kebab, că era ești. Bine, măcar cola ești. Doar eu am să mănânc. Sunt din nou în hotel, la sigur astăzi nu mai ies afară și mai târziu am să încerc să-mi pun toate lucrurile în rucsac. Mergând toată ziua, nu am o oglindă cu mine să mă uit dacă am slăbit sau nu. Acum m-am uitat și îmi dau seama că am slăbit chiar tare, undeva vreo 7 kg. Așa, dacă vreți să slăbiți, nu dați bani pe sală, pur și simplu mergeți câte 30 km pe zi, fără bani. Este foarte greu să explic cât de mare plăcere am acum să dorm pe un pat. Cred că am atât pe astăzi. Toată informația de unde m-am pornit și unde vreau să ajung o găsiți jos în descriere. Și ne vedem în vlogul următor.